Am revenit cu a doua parte a emisiunii, Dilemele zilei. O să discutăm în continuare de schimbările care se produc, schimbările care au început să se producă la nivel central sau de la nivel central, pentru că ele vor atrage și niște schimbări la nivel local. Vom vedea până unde vor merge acele schimbări. Cert este că avem un alt guvern, o altă componență a guvernului, un alt premier. Începând de astăzi, în această seară au fost învestiți reprezentanții guvernului Cioloș cu ezitări a început acest guvern. Zice-se tehnocrat, deși unii dintre membrii, unii dintre miniștrii au fost reprezentanți ai altor partide, au ocupat funcții în guvernările pe care le-au înfăptuit alte partide, au fost asociați ca și imagine, ca și susținere în funcții cu anumite partide politice. Ei bine, cert este că această nouă guvernare va atrage niște schimbări și în plan local. Cine se încălzește pe margine în această perioadă, cine face joc de glezne și vrea să intre pe teren, adică să ocupe niște poziții, discutăm în această a doua parte a emisiunii. Domnule Orzan, inclusiv reprezentanți ai PNL Gorj au recunoscut că la nivelul partidului se discută de înlocuirea șefilor de deconcentrate. Adică PNL-ul își face deja schema de guvernare locală. Eu nu cred că se poate întâmpla lucrul ăsta, pentru că la nivelul guvernului a declarat-o și premierul investit de curând, Dacian Cioloș, și se va proceda la o analiză. Deci se va, pe toate palierele, începând de la minister, secretar de stat și continuând până la urmă la nivelul local, da? Deci vor fi evaluați acești actuali directori de deconcentrate și Cine eu va știu face pe fel. această Păi evaluare sau evaluarea cine se va va face aceste face, evaluări? de către ministerul de care aparține respectiva deconcentrată, ca să zic așa. Deci oricum evaluarea nu se face politic. Deci eu vă spun că într-adevăr în statutul partidelor politice există acolo un articol care spune că cei care sunt susținuți politic, cum s-a întâmplat până acum, dau socoteală și în fața partidului dacă de fapt dacă au îndeplinit sau nu și au îndeplinit atribuțiunile pe linie managerială vorbim. Dar de data aceasta, având în vedere că acest guvern nu este format din miniștri cu susținere politică sau trimiși acolo de partide politice, nu putem vorbi că de o știu eu de o selecție, să zic așa, din rândul membrilor de partid pentru a ocupa Dar, din sau punctul susținut dumneavoastră de de vedere, partid. sunteți de mult în Da. politică. Este normal ca la nivel de instituții să rămână în funcție niște oameni care au fost numiți în baza unei susțineri a unui partid care nu mai este la guvernare? Categoric Pentru că nu. știm cum s-au Categoric făcut nu. ultimele, de fapt știm cum s-au făcut Păi mereu cum s-au făcut ocupările schimbările. de Sigur că da. poziții, După, de funcții sigur, în sigur. ultimii mulți ani, nu Partidul doar care a PSD-ul plecat a sau partidul care a procedat așa. venit, care a succedat la guvernare, așa și-a numit reprezentanții lui în funcție de conducere sau și-a susținut reprezentanții lui în funcție de conducere. Că nu poate numi partidul să numească. Partidul poate să susțină și cei care sunt susținuți participă la niște concursuri, da? Bun. Deci data asta, noi Acele chiar eu chiar eu concursuri chiar asta am spus la niște concursuri, da, de acum despre care tot timpul fiecare opoziția înțelege spune ce că vrea. sunt Da. aranjate, că Păi sunt. sigur.
Dar, deci eu... Partid în mână, care cere recomandare. Sigur, și... sigur. Eu cred de partid, că de la partid. S-a cerut insistent și cred că asta trebuie să se întâmple. Depolitizarea administrației, fie a centrală, fie locală, da? Deci depolitizarea întregii administrații. Și asta cuprinde și eșalonul 2 sau din ministere, cuprinde și directorii de concentrate, eu știu, reprezentanți în teritoriu, adică să nu se mai... de la secretar de stat în jos, sigur că spuneți da. Sigur, să nu se mai meargă pe aceeași linie pe care s-a mers până acum. Adică noi, partidele, susținem niște oameni și ăia se duc la concurs și sunt foarte deștepți și câștigă și concursul, da? Deci trebuie să existe o evaluare și poate o selecție corectă. Poate, într-adevăr, cei oameni sunt cei mai buni. Asta e posibil ca dintre ei. Acum nu, eu nu vreau să se înțeleagă că am ceva împotrivă. S-ar putea ca unii să fie buni, într-adevăr, și să fie și din punct de vedere profesional, din punct de vedere managerial, să fie într-adevăr potriviți pentru a ocupa funcția respectivă. Eu n-am spus lucrul ăsta. Dar eu susțin neimplicarea politicului în selecția și în, eu știu, în acest proces de denumire al respectivilor funcționari, fie că sunt directori, fie că sunt, eu știu, secretari de stat sau ce-or fie, da? Deci, da. Așteptăm să vedem dacă într-adevăr se produc schimbări la nivel de secretar de stat. Și depolitizarea asta a clasei politice. Depolitizarea asta a instituțiilor, de la nivel de instituții publice, de la nivel de deconcentrate, că probabil aici vreți să bateți, să nu fie confundată cu numirea de noi membri sau cu susținerea unor alți membri de partid. Deci, că pleacă ai lor și vin ai noștri. Adică pleacă ai PSD-ului, ai PNL-ului. Asta nu trebuie să se mai întâmple. Și eu vreau să vă spun că dacă acest proces va fi implementat, secretar de stat de tipul lui Țugmeanu sau alții ca domnia sa nu vor mai exista sau vor fi pe cale de dispariție, vor fi mult mai puține aceste exemple și practic cei care nu vor mai fi susținut politic și puși acolo pur și simplu că au legătură cu vreun partid, așa? Deci în cazul în care nu se va mai întâmpla acest lucru, vom asista, cred că, la situații mult mai puține de funcționari corupți sau care să aibă probleme acum cu justiția. Depinde foarte mult cum sunt selectați și... Cum se face întreaga lume. Deci n-am inventat noi procesul de selecție sau n-am inventat noi, eu știu, criterii de performanță sau care să pe baza cărora să se selecteze un anumit conducător. Nu l-am inventat. Cum se întâmplă în toate țările din lumea asta, din Uniunea Europeană, cum se întâmplă la vecinii noștri. Știți cum se întâmplă în țările... Păi de ce la ăștia nu există asemenea cazuri? În țările normale, acele posturi, orice post, este ocupat în baza unui concurs și este ocupat și se face o selecție până la urmă de persoane care au o pregătire. O pregătire, o experiență, un CV, un CV care corespunde. Nu cum vedem că se întâmplă în anumite situații când, ca și în cazul domnului Țugmeanu, aterizează unul ca consilierul domniei sale. Bineînțeles, dar el și alege la fel cum a fost selectat, el așa se face și exact, el în continuare. Exact, spuneam în prima parte a emisiunii. El e stăpân acolo, el e stăpân și face ce vrea acolo. Secretarul de stat Alin Țugmeanu, cel reținut aseară de Direcția Națională Anticorupție pentru Mită, l-a angajat pe fiul domnului Ion Călinoiu, deși acesta nu avea deloc experiență în domeniul respectiv. Se ocupase de afaceri fiul domnului Călinoiu, nici de cum de domeniul medical. Ba da, a vândut medicamente. Asta nu înseamnă că... Știți bine cum s-a întâmplat și cu managerul privat de la Spitalul Județean, da? Deci ăla, cel care a condus unitatea noastră de aici, se întâmplase. Până la urmă, ajutorul spitalului într-o situație foarte dificilă. Acești oameni politici care ocupă poziții importante ne tratează cu neseriozitate, ca să nu deranjăm auditiv sau orgoliul unor oameni. Vreau să îl mai ascultăm o dată pe domnul Ion Călinoiu, care, întrebat cum a fost angajat fiul domniei sale, dă un răspuns
un răspuns de care ar trebui să țină cont toți cei care au nevoie de un loc de muncă, toți cei care sunt pregătiți și care nu au avut șansa să fie sau să se angajeze undeva, pe domeniul lor. Haideți să vedem cum se fac aceste angajări. Numirea fiului dumneavoastră în Ministerul Sănătății. Simplu. Și anume? Cât de simplu? Nu vreți să ne spuneți? Domnul Cadinov, nu vreți să ne dați și nou un punct de vedere pe acest subiect? Domnule Săvoiu, aceasta este atitudinea unui politician care ocupă o funcție importantă în partid, o funcție importantă la nivel de administrație locală și pe care presa l-a alintat baron. Simplu, nu? Adică, de ce trebuie să vă dau eu vouă explicații? Al anilor trecuți este un baron actualizat, al anilor pe care trăim. Acest domn, acest baron, acest președinte de Consiliul Județean, acest tată al unui copil, care a fost promovat de către un tip ca domnul Țugmeanu, nu se crede mai presus. A fost ales în această funcție de către gorjeni. Ar trebui gorjenii să se simtă prost. Nu eu sau dumneavoastră, pentru că eu nu l-am votat. Dumneavoastră poate nu. Dar vorbeam de, că tot aducem și dăm exemple despre, pe mine ce mă doare cel mai mult este că această șpagă care se dă, această presupusă șpagă și aceste șpăși la rândul care sunt descoperite către Direcția Națională Anticorupție, în sistemul sanitar sau un învățământ pentru lucrări fictive, sunt bani care dacă ar rămâne în cadrul Ministerului Sănătății, sau am avea medici mai bine investiți, plătiți, am avea lucrări de calitate făcute la spitale unde mântuială. Dotări și asistență medicală. Am avea dotări, iar atunci când mergi la spital nu ești nevoit să mergi la farmacie să-ți cumperi medicamente, pentru că ne bazăm pe niște doctori foarte buni, care îi avem în spitale. Mulțumim Dumnezeu că sunt buni, care nu au tehnică medicală, care fac minuni, care atunci când mergi la ei spun nu am medicamente și face pe dracu un patru și te ajută. Dar, că tot vorbim de Țumeanu, eu în continuare vă repet un lucru. Nu am învățat nimic din tragedia colectiv și știți de ce vă spun asta? Răsfoiam ziarele, răsfoiam presa, răsfoiam articole apărute mai demult legate de către Direcția de Sănătate Publică, de domnul Boieriu. Și mă întorc și mă gândesc la partea funcțională. Pentru că dacă vorbim de Țugmeanu, vorbim și de felul cum funcționează Direcția de Sănătate Publică. Eu am văzut acea structură făcută și de cât am reușit eu așa să culeg câteva informații, am văzut că dumnealui se ocupă și de partea de economie. Pe la Sanepid e un domn care nici de cum nu are o calificare care poate să ocupe acea funcție. Nu? Și multe, multe, multe alte numiri. Mă impun o întrebare. Ducându-mă tot la colectiv, apa pe care noi o consumăm astăzi, îmi poate spune mie domnul apa de la robinet, nu numai din tot Gorjul. Eu aș fi curios să știu câte autorizații de funcționare a celor există legate de apă. Primăria, în momentul când face o aducție de apă, domnul Zan, dumneavoastră ați fost și sunteți consilier județean și știu că îi trebuie un aviz de la Direcția Sănătate Publică. Câte primării din Gorj care aduc apă? Cetățeanul săracul când vede apa la poartă nu se mai gândește dacă e bună sau nu. Dacă am potab, apă. Deci am ajuns să am apa care este un drept. Potabilitatea apei, de aviz pentru că este potabilă. Dar apa e adusă pe partea electorală. Câte din aceste primării au autorizație? Pe proiect, da. Câte din aceste primării au autorizație de la Direcția de Sănătate Publică, apa este potabilă. Da. Eu nu știu dacă sunt multe. Bun, probabil sunt și primării. Ar trebui să ne spună domnii de la nu se răspunde, nu vă răspunde. Doi la mână. Apa pe care tu o consumi și are în ele substanțe, nitrați, multe alte lucruri. Am care... avut un exemplu. Și sunt în continuare, pentru că tot la nivel politic, tot la nivel de politic, acest subiect a fost închis. O plătești ca apă potabilă, dar e apă menajeră. O consumi acasă, unde te duci tu la spital când ai probleme. Atentat la siguranța națională. Pe nimeni nu preocupă. Apa e bună, o bei. Vedem în ziare, vedem pe Facebook, vedem în mijloace de comunicare că și apa îmbuteliată la rândul ei poate fi falsificată.
Despre ce vorbim noi aici? Bine, acolo sunt reprezentanți ai unor instituții, cum este OPC-ul. Păi și la OPC noi avem, la OPC avem oameni competenți. Avem oameni competenți? Aspecte. Infecția alimentară există? Sunt specialiști. Sau așa ar trebui să fie, specialiști încadrați, sigur, că nu, deci, putem să știm noi dacă este imposibil în momentul toate de față. Instituțiile care au și atribuții de control sunt într-adevăr și laboratoare angajații și dumneavoastră credeți specialiști. Că acei inspectori sau acei oameni puși în instituții de control au calificarea necesară? Au făcut acele parcursuri? Da. Eu cred că da. Care... Pentru că ar fi grav dacă eu am convingerea și nu n-aș vrea să mă înșel că foarte așa. Mulți din acești funcționari care sunt puși să verifice că noi consumăm apă bună, alimentele sunt de bună calitate, nu au competența necesară. Aș vrea să mă înșel. Dar aș vrea ca cineva, la rândul lui, să demonstreze că este așa. Bine, ei apelează la laboratoare de specialitate. De specialitate, exact. Sunt laboratoare trebuie să ei trebuie să stăpânească din punct de vedere teoretic. Trăim într-un sistem creat de-a lungul timpului lăsat să meargă destul de bolnav. Nu facem nimic să schimbăm. Ne mulțumim cu ceea ce este, pentru că nu avem ceva cu care să-l comparăm. Oricum, suntem mulțumiți cu dar ceea ce avem. Dar avem cu ce să-l schimbăm, cu ce să-l înlocuim. Școala Românească a produs? Oameni. S-au făcut. Păi, a produs. Dacă a produs ce a fost nebun, a plecat afară. Deci a plecat afară, dacă scribită de clasa de politică. Oamenii au plecat. Acei oameni vin acasă. Acei oameni vin acasă mâine dacă vreau să vreau. În vacanță? Nu e adevărat. Să știți că indiferent de ceea ce faci și indiferent cât de bine ți este acolo, te gândești acasă. Și vrei să vii acasă. Dar te gândești ce mi-o fără mie România astăzi? Da, păi aici trebuie acționat. Aici trebuie exact ce spuneți dumneavoastră, ca să-i ținem pe, în special pe tineri, să-i ținem în țară, trebuie să le oferim condiții, trebuie să le oferim ceea ce ei vor să resetarea clasei politice, păi e primul pas. Da. Resetarea clasei politice. Ar trebui să le oferim, dar să le oferim acele posturi în care vedem că de obicei sunt angajați fiice de primari, ce vorbeam noi? Nepoți, să se facă o selecție? Baroni, să se facă o selecție sau fii corectă, de baroni, corectă. O simplă selecție. Alte rude ale unor, o simplă selecție. La nivelul de concentratelor, și așa mai departe. Dacă se reușește într-un fel sau altul ca cineva să înțeleagă gradul de rudenie a celor care sunt puși în funcție, eu cred că este primul pas care demonstrează că se vrea o schimbare. Sigur. Este un lucru la îndemână oricui. Mătușe, mătușică, noră, cinere, cunoștință, te gândești condus un județ, poate la rând, fără să ne dăm seama, e condus de o familie. Deci sunt baroni pe drept. Și mai gândiți-vă un lucru, dacă acest guvern Cioloș investit astăzi prin acești oameni care vor să facă ceva, nu reușesc să demonstreze că poate va fi un compromis pe care va trebui să-și asume și Dacian Cioloș, să-și asume și președintele Iohannis. Sigur că ei sunt președintele, de fapt. Avem un an de zile, dar un an de zile în care eu zic că soarta va ajuta partidele să-și pună în valoare valorile care le au sau să dea drumul la o pepinieră de valori, cei care nu mai sunt competenți să capete un alt drum și în sfârșit să vedem și noi acea luminiță la capătul tunelului. După 25-26 de ani. Avem o soartă cruntă. De s-ar întrezări, ar fi dar bine. Eu cred tot timpul că este posibil. Măcar pentru acei tineri despre care vorbeați dumneavoastră, domnule Orzan. Sigur. Care, pe șansa asta este. Șansa care, României. Care, neavând nicio șansă în România, pleacă peste hotare. Peste hotare și țara rămâne una depopulată, în primul rând, și în al doilea rând, vorbim de valori. Deci o țară fără valori, o societate care nu are, care lipsește de vârfuri, el se duce undeva spre degradare. Și fără specialiști, în primul importăm, rând. Importăm specialiști. Gândiți-vă că la spitalele din străinătate, când mergi, auzi pe culoare vorbindu-se românești, asistente, doctori, medici, foarte bine pregătiți. Îi auzi, sunt lăudați tot timpul. Doamne, școala românească produce. Nu avem instrumentele care le au în străinătate. Școala de medicină și multe. Și deci pregătește școala românească, stau pe banii statului în România, iar atunci când trebuie să profeseze, să arate ce au învățat, arată în altă parte. Iar noi ne mulțumim cu cine? Noi ne mulțumim cu cei rămâne, pe care rămâne, ni bagă pe gât anumiți baroni sau lideri. Domnule Orzan, că vorbeam de acei tineri care pleacă pentru că, spuneam, societatea, sistemul în sine, da, le permite să acceadă în niște posturi unde am văzut în ultima perioadă pătrund
Poate este o simplă întâmplare, dar pătrund rude rubedenii, cumnați, frații, amanți. Protejați. Și vă dau un singur exemplu. Învățământul. Anul acesta, județul Gorj, ca și promovare, ca și promovabilitate la examenele finale, a fost undeva foarte jos, foarte, foarte jos. Din sistemul de învățământ din județul Gorj au plecat foarte mulți oameni educați, dar educați corect. Ei bine, au existat foarte multe acuze că posturi, catedre din învățământ sunt dosite, adică sunt ascunse, sunt ținute la sertar de către domnii care conduc unitățile de învățământ, adică de către directori. Asta cu consimțământul șefilor inspectoratului școlar, pentru a fi date cunoștințelor sau membrilor de partid. Că știți cum e, la fiecare partid sunt persoane care vor și ele să fie ceva. Și cum titularizarea e grea, nu oricine reușește să ia o notă de trecere, e mai bine să aibă postul ținut la sertar și servit pe platou atunci când lucrurile se liniștesc. Adică atunci când cei pe care îi duce mintea deja pleacă. Și așa ajungem cu dascăli care nu reușesc să ia un examen de definitivat, dar rămân la catedră pentru că au posturi asigurate. Ei sunt cei care îi învață pe elevii care, sau și ei, că nu numai elemente din acestea avem în învățământul din județul Gorj, sunt și cadre didactice foarte bine pregătite, dar sunt și astfel de specimene care ajung să rămână la catedră, așa, din an în an, evită să dea examenele sau dacă le dau, le pierd, dar oricum au posturile asigurate, exact. Și elevii noștri, vedem, sunt din ce în ce mai slab pregătiți. Spuneam, dovadă clară acele rezultate din acest an de la examene. Sistemul trebuie să se schimbe radical, că am tot vorbit de schimbarea clasei politice. Să nu mai permită, să nu mai permită asemenea situații. Totalitatea lui ar trebui schimbat. Sistemul trebuie să fie, trebuie să se bazeze pe performanță, să nu mai permită accesul la, eu știu, la posturi, fie că vorbim de învățământ, fie că vorbim de alte domenii, au acestor nepregătiți, susținuți și promovați pe bază de interes, da? Deci e clar că nu ne puteam aștepta la astă vară la alte rezultate, având în vedere, așa cum spunea și dumneavoastră, procesul prin care au fost selectați sau menținerea în posturile de conducere la instituțiile de învățământ al unor oameni protejați. Da? Deci e clar că dacă sunt foarte mulți suplinitori, că dumneavoastră spuneați că nu trec examenele de definitivat, în fine, și nu există, sunt școli și foarte multe, din păcate, unde predau navetiști și suplinitorii. Deci predau, eu știu, o disciplină de asta exactă, niște absolvenți de sport sau nu știu ce. Chimie și alte... Sigur că da. Și sunt tot felul de improvizații din astea. Ori în urma acestui proces susținut, nu pot să existe rezultate bune. De asta e nevoie să se facă o schimbare profundă și în eu știu, mai ales în învățământ, că sunt domenii cum e învățământul, cum e sănătatea, sunt domenii vitale pentru orice națiune, da? Deci, dacă depolitizarea asta se va aplica și nu va rămâne un obiectiv neatins, deci dacă se va pune în practică, la nivelul administrației, bineînțeles că și structurile teritoriale vor fi conduse de niște specialiști, de niște oameni care, într-adevăr, sunt buni manageri și sunt pe domeniul respectiv, și atunci se va proceda în continuare ca atare. Deci se vor da concursuri, se vor susține concursuri pe bază de competență și
Vor fi, postul respectiv vor fi ocupate într-adevăr de oameni care merită să conducă o instituție și încet, încet vom asista la revigorarea și a învățământului și a altor domenii. Deci școala românească va ajunge acolo unde era cu ani în urmă sau și recunoscută de fapt, că la ora actuală, din câte am văzut și eu, nu știu dacă sunt foarte mult, dacă noi mai avem universități în primele 500 din lumea asta, eu cred că nu sunt nici chiar în primele 500. Ba sunt, este, din România sunt. Sunt câteva, da. Sunt din Gorj. Câteva, ori fi câteva, da. Dar oricum, gradul de performanță a scăzut foarte mult și în învățământul superior și asta nu este un lucru bun. Da, că vorbeați noastră de performanță și spuneam că suntem într-o perioadă în care, într-o perioadă sensibilă, într-adevăr, în care fiecare partid politic încearcă să profite cât de mult poate. Ei bine, și PNL-ul în această perioadă am văzut că a avut o astfel de încercare de a profita de pe urma situației de la complexul energetic Oltenia. Mă refer aici la acea strategie energetică ce lipsește în momentul de față în România. Ies reprezentanții Partidului Național Liberal și ne spun că vor aduce la Târgu Jiu niște specialiști în domeniu, care urmează să traseze niște linii în baza cărora se va elabora acea strategie energetică. Până locală, la urmă, locală. Deci noi vorbeam, era vorba de niște direcții, să zic așa, niște pe care să se aplice strategia asta viza minetul și energia din județul nostru, Gorj. Asta vroiam să facem. Deci asta păi, se dorea. Domnule Orzan, era vorba de o strategie energetică. Energetică, nu, sigur că da. Nu. Strategia energetică nu poate fi la nivel local. Deci, de ce? Cu aplicabilitate aici, dacă vreau să ar zic. Fi vorba doar de complexul energetic Oltenia, s-ar numi plan de management. Nu, nici de cum aplicabilitate. Strategie. Deci strategia energetică națională să cuprindă... Se referă la... Așa este, întregul, dar să cuprindă, să cuprindă, ansambl. Să cuprindă, eu știu, aspecte specifice. Păi și ce facem atunci cu o astfel de strategie? Ne jucăm aici în plan local? Că nu putem să facem, sau nu pot oamenii ăștia de la complexul energetic Oltenia să facă de capul lor ceva. Păi nu. Ieșit din contextul, trebuie integrat, din contextul național. Dar și nu știu dacă strategia națională energetică păi în ansamblu ei, avea... Asta au spus sigur, lipsește în momentul de față și vor ei dacă să... Ținea cont de specificul activității din județul ăsta. Da? Da. Au fost date publicității și niște nume. 4 domni, adică toți foști directori, toți pensionari, prezentați ca și specialiști care ar urma să facă parte din această comisie în care, spuneam, da, să lucreze la acea sigur, strategie. Corect, vreau să-i rog pe colegii mei să ruleze imaginile, că poate nu toți oamenii îi cunosc pe domnii foști directori care ar urma să facă strategia energetică. Domnule Orzan, dumneavoastră spuneți că locală, nu, deși nu fac ei, niciun caz, cei patru nu pot să... Deci cei patru, atenție, nu elaborează strategie națională, da? Deci ei se integrează în colectivul, păi se integrează în colectivul ăsta. Păi atunci înseamnă că fac un plan ăsta. De management pentru complexul plan, energetic. Nu e plan, deci există o comisie energetică la nivelul Partidului Național Liberal, da? Și cei specialiștii de aici se integrează în acea comisie, m-ați înțeles? Deci se integrează, nu elaborează ei niciun plan de management, se integrează în Comisia Energetică de Specialitate a Partidului, da? care se ocupă de elaborarea acestei strategii. Asta era ideea. Că ei cunosc specificul ăsta, cunosc foarte bine situațiile din situația complexului Oltenia, cunosc problematica complexului și pot să vină cu soluții care se cuprind în acea strategie. De asta era problema. Ați înțeles? Acești domni, o să le spun și numele, domnul Nicolae Berca, în momentul de față Bercea, este domnul Bercea. Tiberiu Tătaru în partea... Nu, Trotea, este domnul, domnul acum... Nicolae Bercea. Dacă pot colegii să țină puțin imagine, pentru Bercea, că le rulează foarte repede. Domnul Bercea, domnul Nicolae Bercea a fost director adjunct la fosta CNL-ul. Domnul Trotea,
cel din partea dreaptă. A director, trecut deja, director, a fost director la complexul Rovinari. Domnul Huidu? Domnul Emil Huidu a fost director la SNLO. La fosta CNLO. Da. Nu l-am găsit pe domnul Răducu Teodorescu. A fost director tehnic la complexul energetic Oltenia. Ei, toți acești domni sunt acum pensionari. Unii dintre ei au primit niște bani de la unitățile la care au lucrat, adică de la complexul energetic Oltenia, în formele prin care a trecut el, pentru că au făcut niște invenții, au inventat câte ceva, spun dumnealor. Noi am cerut informații și așteptăm să primim respectivele informații pentru a vedea ce invenții au făcut acești oameni care au primit sume consistente, adică foarte mari. O să citez dintr-un material al colegului Claudiu Matei din Gorj Domino, câteva sume. Spuneam, noi așteptăm încă un răspuns oficial de la complexul energetic Oltenia pentru a vedea toate sumele de care au beneficiat acești oameni și invențiile pe care ei le-au făcut și cât de aplicabile sau dacă sunt aplicate în momentul de față acele invenții ale dumnealor pe care le-au vândut complexului energetic Oltenia, spuneam, în formele, inclusiv în formele anterioare, CNLO, SNLO și așa mai departe. În materialul, spuneam, din Gorj Domino, sunt date niște sume pe care acești oameni le-au primit, spuneam, pentru invențiile pe care le-au făcut. Doar câteva dintre ele. Domnul Trotea, 40.000 de lei. Nu, asta a fost o primă, spun colegii. Nu găsesc acum foarte repede sumele. 220.000 de lei pentru domnul Bercea a primit această sumă, 220.000 de lei pentru două soluții tehnice. Reducerea lungimii de transport a sterilului, rezultat din treptele inferioare ale carierei Jilț Nord. Și reducerea vitezelor de transport pentru corelarea capacităților de transport haldare cu capacitățile de excavare. Tot domnul Bercea, 310.000 de lei pentru alte două invenții prin 2006, spun colegii de la Gorj Domino. Ei bine, domnul Bercea, vedem că a încasat cele mai mari sume. O altă invenție a domniei sale, 545.000 de lei, au valorat doar despăgubirile cerute în instanță. Sunt sume foarte mari și spuneam, mai mulți dintre ei apar ca și inventatori. Spuneam, așteptăm acele date complete de la complexul energetic Oltenia să vedem ce bani au primit acești oameni și pentru ce anume și dacă într-adevăr acele invenții folosesc, sunt aplicate în momentul de față în minerit și energie. Asta nu încă să știu cu nimic. E mai multă amărăciune. Ar fi fost un exemplu bun dat, venind cu niște personaje, destul de învechite, care se aducă ce? Tehnologia avansează. Eu nu cred că oamenii ăștia mai sunt actualizați la noua tehnologie. Sunt oameni care au trecut de pensioane pentru invenții care le-au făcut și modul cum le-au făcut au fost plătiți. Era de așteptat ca CEO să angajeze și aș fi tare curios și dacă CEO în ultimul timp, cât șef de promoție, cât tineri, cât ingineri cu experiență noi au angajat. Consider că acei noi tineri, dacă erau cât de cât stimulați, puteau să aducă idei mult mai bune decât i-au dus domnilor lor și mult mai bine evaluate. Pentru că competența ea naște din competiție. Dacă nu există competiție, nu ai competență. E just, dumneavoastră spuneți foarte, că mă scuzați două secunde.
Deci, dumneavoastră susțineți foarte bine ceea, și este just ceea ce spuneți, dar dacă ne uităm în mediul privat, știm că, așa cum spuneți dumneavoastră, ăștia valoroși, studenții valoroși sunt urmăriți din anii terminal, da? Și sunt angajați imediat. Deci îi urmăresc și îi stimulează, da? pe cei care sunt într-adevăr foarte buni, da? Și după aceea îi angajează. După aceea, așa fac firmele mari, firmele care vor performanță. Performanță, da? Asta fac. Asta fac. Se duc la mai de centru universitar. Păi asta e, așa. Sponsorizează activitatea. Iar cei din aceea absolveți își aleg. Păi da. Îi rog pe colegi. Exact, asta trebuia să facă CEO, da, ce spunea dumneavoastră, trebuia să facă CEO, să recruteze. CEO cât timp a avut în spate o mire politică, comisia a fost, de salvare, a fost cât se poate de și bine să schimbe și titlul. Decizie politică, sigur. Avem ce avem astăzi. Asta, nu urmăresc performanța, nu urmăresc nimic. Și nu stimulează și nu sponsorizează. Nu stimulează performanța. Câte licee din Gorj, am văzut că investește în presă foarte mult, presă pe care nu citește nimeni. Ce facă cu presa? În momentul de față, CEO putea să pună ochii pe un anumit liceu, un anumit specific și să înceapă să vadă. Dar există facultate aici la Târgu. Dar nu există pentru CEO. CEO are altă politică datorită managerului pe care îl are. Sunt. Este în Târgu Jiu, este în Petroșani, există în Petroșani. La Târgu Jiu, este și la Petroșani. Mai sunt facultăți. De acolo să știți că și sunt tehnice și din Craiova poți să iasă. Acești tineri care termină facultatea, dumneavoastră spuneați că, gândiți-vă că parcursul școlar începe 1-4, 4-8, gândiți-vă că acești copii, datorită sistemul de învățământ, termină clasa 8 destul de obosiți. În timpul liceului se odihnesc. Profesorii, dacă nu sunt stimulați, nu le mai cer. Și ne trezim cu clasa pe care o avem, ne trezim cu acești oameni care sunt pregătiți, cum sunt pregătiți, absolvenții de facultate, îngroașe rândurile șantierilor din Europa, având muncile ce mai josnice, pentru că le interesează cât câștigă. Și noi ne plângem astăzi că nu avem tipul. Sunt afară. Statul, clasa politică, să creeze posibilitatea ca ei să întoarcă și vină ca și vin cu o mentalitate destul de avansată și pregătiți. Și atunci statul e de câștigat. În momentul de față, orice absolvent de liceu sau absolvent de facultate, sătul de tot ce se întâmplă, știi ce spune? Abia aștept să plec afară, să-mi caut norocul afară. Și mai știe cineva de ei? Vă uitați? Noi nu avem bătrâni de îngrijire în România. Uitați-vă că îngroașe rândurile la centrele de Crucea Roșie pentru o cană de ceai, nimeni nu știe. Dar acasă familiei îi trimit 50 de euro, 100 de euro. Iar guvernanții se plâng că este creștere economică. Nu se plâng, se laudă creștere economică și că nu este prea mare foame, dar nu se întâmplă cei care sunt plecați afară și îngrijesc familiile și nu este datorită lor. Este tot datorită cei care sunt plecați. Da, pe creșterea nu se reflectă nimic. Deci asta e o creștere una pe hârtie. Da, creștere pe hârtie. Cui folosește? Hârtie, am văzut un bilanț. Astăzi șansa și guvernului România este pe înalte culmi de progres și civilizație. Sigur. Am văzut bilanțul Șansa, așa cum vorbeam de șanse, ministri. Eu cred că șansa guvernului Cioloș este ca în elaborarea, să elaboreze un guvern pe 2016 pro-dezvoltare și pro-investiții, da? Deci dacă investițiile până acum au fost aproape de zero, dacă noi dăm drumul și începem și investim, atunci bineînțeles că societatea va avea de câștigat. Dacă reușește să taie legătura formațiunilor politice, acea legătură destul de nocivă către banul statului, asta, să retea acele legături, să nu se mai alimenteze de la banii statului, este un pas important atunci. Da. Sigur, atunci partidele trebuie să se sponsorizeze singure, nu mai cer de concentratelor. Și banii respectiv merg pe dezvoltare, este pe investiții. Este un prim pas, tăierea posibilității partidelor politice să mai căpușeze instituția statului. Și asta este primul pas care se face. Investind, aș vrea să văd direcția de sănătate publică și, nu știu, n-am liniște până nu văd asta, că într-o zi verifică modul cum se prepară o pâine, compoziția unei pâini, omul bine o mănâncă, produsele care sunt. Și atunci, băi, oamenii ăștia sunt puși ca să vadă cum trăim noi. Dar garda de mediu, sunt o grămadă de instituții care funcționează pentru a primi salariu, dar nu își fac munca cum trebuie. Nu mai verificare, nu să merge, să verifice. N-ați văzut că l-a prins pe șeful gărzii de mediu la Tulcea. Exact. De la Tulcea l-a prins cu porcajul prin de pește. Și ne întoarcem la vechea idee că te rogi ca această epurare să o facă DNA-ul. Deci alegem partea cea mai nemernică, să o facă DNA-ul. Dacă asta e posibil, soluția, asta este. Care e problema? Dar DNA-ul, cazurile sunt atât de multe, ei sunt cât se poate de puțini
Și durează, datorită legilor care sunt, procesele durează, sunt o grămadă de chichițe juridice și în momentul ăsta ne trezim că atunci când DNA reușește să-i prindă, societatea e îmbătrânită, sătură poate de așteptări. Poate se mai sperie rechinii ăștia și mai, o lasă mai moale, că văd că, na, nici organele nu-i mai sperie pe unii. Da. Nu-i sperie Dumnezeu, nu-i mai sperie. Da. O să vedem cum va evolua acest guvern de tehnocrați. O să vedem cum se vor replia și partidele politice, pentru că, spuneam, fiecare dintre ele o să încerce să profite în această perioadă, pentru că urmează un an important, un an electoral, în care fiecare formațiune vrea să se poziționeze cât mai bine. Adică să obțină cât mai șansele cele mai mari de a câștiga ceva. Bineînțeles, cum va percepe cetățeanul român, o să vedem după alegeri, pentru că rezultatul va arăta acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră în această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine la aceeași oră la Dilemele Zilei. Jurnalul serii în câteva momente la Tele3 cu colega noastră Emma Puiu. Numai bine!